Laura Codruța și a trecut și de votul Consiliului UE pentru șefia Parchetului European. În primăvară, și primise și susținerea Parlamentului European. Premierul Viorica Dăncilă i-a cerut ambasadorului României la UE, Luminita Otobescu, să voteze împotriva desemnării Laurei Codruța și Urmează un vot de validare strict procedural în Parlamentul European. Parchetul va începe să funcționeze începând de anul viitor. Votul urmează să se comunice Parlamentului European, apoi va mai fi o întâlnire a Consiliului Ministrilor care vor lua act de decizia de astăzi, unde s-a votat pentru desemnarea lui și în funcție de procuror șef european. Între timp, Jean-François Bonner, adversarul său, a fost desemnat oficial la șefia parchetului financiar din Franța de către ministrul francez al justiției. Parchetul european, o instituție nouă înființată, are ca misiune investigarea și aducerea în fața justiției a infracțiunilor împotriva bugetului UE, cum ar fi frauda și corupția. și va avea un mandat de șapte ani care nu va putea fi reînnoit.